Ziua de 9 mai a fost marcată la șimleul Silvaniei, la fel ca în fiecare an, la troița din fața Bisericii Ortodoxe numărul 1, prin alocuțiuni, manifestări militare la care au participat autoritățile locale și elevii împreună cu profesorii. Evenimentul a fost organizat de către primăria șimleul Silvaniei și s-a încheiat cu cântece și paradă militară în aplauzele participanților. Ziua de 9 mai are o triplă semnificație: Ziua Europei, Ziua Victoriei împotriva fascismului, proclamarea independenței de stat a României în anul 1877. Înfăptuită prin jertfa și tributul de sânge a sute de mii de români, declarația s-a transformat într-o certitudine. Nu întâmplător, marele bard de la Mircești, nemuritorul Vasile Alexandrii, în versuri de un înălțător patriotism, aducea un imn de slavă ostilii române, afirmând plin de mândrie: dacă cum pot să mor ferice, lumea întreagă ne cunoaște, români, zice, viteaz, zice. În urmărirea idealului unificator al națiunii române, edificarea primului stat independent și suveran român a pregătit măretul act al Marii Uniri din 1 decembrie 1918, prin redefinirea și dinamizarea idealului unității naționale. Vitejia proverbială a românilor a fost probată și demonstrată cu prisosință în grelele încercări din timpul primului și celui de-al doilea război mondial. 9 mai este ziua în care regimul totalitar al lui Adolf Hitler, cel care în schizofrenismul egocentrismului său exagerbat, cufundase Germania și mare parte a Europei și lumii în tenebrele sângeroase și pline de atrocități ale celui de-al doilea război mondial, își recunoștea înfrângerea în fața puterilor antifasciste aliate sub același standard, cel al luptei pentru libertate și democrație. Purtând pe câmpurile de luptă dragostea de neam și glie, nestrămutata credință în Dumnezeu, din care și-au făcut scut de netrecut în fața dușmanilor, ostașii români, și-au adus o neprecupețită contribuție la victoria trupelor aliate de la 9 mai 1945. Iată de ce ziua de 9 mai este și ziua în care planeta sărbătorește victoria Coaliției Națiunilor Unite împotriva agresiunii fasciste. Aducem astăzi și aici omagiul nostru celor care cu jertfa supremă au înțeles să apere interesul național și să aleagă soluția cea mai potrivită pentru România. Gândurile noastre se îndreaptă spre toți acei eroi, cunoscuți și necunoscuți, mulți și anonimi, români și neromâni, cum spunea poetul, care și-au dat viața pe câmpurile de luptă ale primului și celor de-al doilea război mondial, atât în campaniile din Est cât și în cele din Vest. Ei și-au făcut datoria față de țară și țara le este datoare cu recunoștință veșnică și aureolarea cu nimbul neuitării. Cinstindu-ne eroii și înaintașii, așa cum o facem astăzi și aici, într-o astfel de zi comemorativă și aniversară, facem un gest firesc de civilizație și apreciere a trecutului, gest propriu oricărei națiuni civilizate care își asumă istoria proprie cu toate faptele bune sau mai puțin bune. Asumarea trecutului este un act de conștiință și o dovadă de tărie și maturitate a societății românești. Românii și-au asumat întotdeauna responsabilitatea faptelor, gesturilor și afirmațiilor și vreau să cred că o vor face și în viitor. Onorată asistență, ziua de 9 mai este în același timp și ziua Europei, marcând începuturile unui proces care, după prăbușirea zidului Berlinului și a cortinei de fier, a permis reunificarea pașnică a continentului nostru. În această idee, trebuie amintit faptul că la 9 mai 1950 este punctul de pornire a construcției europene. În acea zi, ministrul de externe al Franței, Robert Schuman, a propus un plan de pace, punând practic piatra de temelie a construcției europene. La acest plan au aderat în prima fază Italia, Belgia, Olanda și Luxemburgul, formând astfel prima dintre comunitățile europene, cunoscute din anul 1953, sub numele de Uniunea Europeană, Uniune înspre care, după cum știți, înspre care tind acum toate țările bătrânului continent. De aceea, legați prin puternice legături afective, emoționale și de sânge de aceste trei mari puncte de referință ale istoriei neamului și umanității, împreună cu dumneavoastră, dragi concetățeni, ne facem o datorie civică, de suflet și conștiință, în a cinsti cu pioșenie, smerenie și recunoștință veșnică jertfelnicia înaintașilor noștri și a ne pleca cu venerație în fața măreției strădaniei lor. Manifestările omagiale prilejuite de aceste trei evenimente
se vor desfășura după cum urmează. După ceremonialul religios, vă invit să ascultați scurte ori de cuvânt despre acest triplu eveniment. Slavă Sfintei și celei de ofință și de viață făgătoare și nedespărțitei trăimi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Și lui și să fugă de la fața lui toți cei ce nu răstăielăm. Se fumul, precum se topește ceara de la fața focului. Și de la fața lui Dumnezeu, iar dripții se vesele. Acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, moartea pe moarte călcând și celor din morminte via. Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea,
a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă la ta slavă, căzând cu frică și cu cutremur, ca niște rob nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român, prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină, și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu umilință nemăsurata și nespusa ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor tăi și cu milostivire i-ai învrednicit a li se împlini cererile, așa și de acum înainte învrednicește a sporindu-ți dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele și întru toate faptele cele bune și a dobândii ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Dă, Doamne, dregătorilor noștri, dul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău Duhul lepădării de sine, pe care l-ai dat Sfinților tăi ucenici și apostoli, când i-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri bărbăția și vitejia cea sfântă, dragoste către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Și pe noi, pe toți, învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune, care fac pe oameni după chipul și asemănarea ta. Pomenește, Doamne, pe toți eroii și ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă în lagăre și închisori pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurările tale asupra lor și asupra țării noastre, în care se preamărește numele Tău, și ne învrednicește pe toți ca întotdeauna mulțumire să-ți aducem, cele prea bune să grăim și să cântăm ție și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului de viață Făcătorului Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeului nostru, Dătătorul nostru de bine, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Prea fericitului părintului nostru, Patriarh Daniel, dă-i, Doamne, zile delungate, bună sporire în dreapta propovăduirea cuvântului adevărului Tău și încârmuirea turmei cele cuvântătoare pe calea mântuirii, și îl păzește într-o mulți ani. Binecredinciosului popor român de pretutindeni cârmuitorilor țării noastre, mai mari orașuri și a satelor și iubitoare de Hristos oaste, dă-le, Doamne, zile bune și îndelungate cu viață pașnică, sănătate, mântuire și întru toate bună sporire, iar asupra vrăjmașilor biruință și păzește pe dânsi întru mulți ani. Credincioșilor creștini care sunt de față la această sfântă slujbă, dă-le, Doamne, zile îndelungate cu pace și sănătate și întru toate bună sporire și îi păzește întru mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască,
mărire sfinte și cele de ofință și nedespărsite treimi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Hristos a înviat din moreți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din orminte viață dăruie dure. Hristos a ți auzi-ne și te îndură spre noi. Amen, îndură-te spre noi. Doamne, îndură-te spre noi. Doamne, îndură-te spre noi. Încă ne rugăm pentru sufletele adormiților, servei lui Dumnezeu, ostași căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea patriei și reîntregirea neamului și neamului românesc și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Așeze sufletele lor unde cei drept se odihnesc, îndurarea lui Dumnezeu și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, Împăratul, Cel fără de moarte și Dumnezeu nostru, să-i cerem Domnului să ne rugăm. Dumnezeul sufletelor și a tot trupul care ai călcat moartea și ai dăruit viață numit ale însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiți servilor Tăi, tuturor eroilor căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru libertatea și întregirea țării, în loc luminos, în loc verdeanță, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea și tot păcatul ce l-a făcut ei cu cuvânt, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oamenii, iartă-le lor. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veci și cuvântul Tău adevăr. Că Tu ești învierea și viața și odihna dormiților, servi lui Dumnezeu, eroi căzuți pe câmpurile de luptă pentru apărarea patriei și întregirea neamului românesc. Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție mărire ți înălțăm, împreună și celui fără de început, Părintelui Tău și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor.
stimați auditori, am să-l rog pe domnul colonel Florentin Buhoș, comandantul regimentului. Domnule primar, preacucernici părinți, doamnelor și domnilor, dragi copii, dragi camarazi, ziua de 9 mai este o zi specială pentru toți cetățenii României, este o zi cu o puternică încărcătură emoțională, patriotică și nu în ultimul rând o zi cu puternică rezonanță istorică. Evenimentele pe care le comemorăm astăzi au marcat esențial evoluția României ca țară și a statului român pe calea modernismului. În aceeași măsură, aceste evenimente, și doresc a le evidenția din nou, chiar cu riscul de a repeta alte persoane care vor lua cuvântul la această comemorare. Ziua Independenței, Ziua Europei și Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite împotriva Germaniei hitleriste și aliaților ei, au marcat esențial și evoluția poporului român, a națiunii române, în contextul mai larg al evoluției popoarelor și națiunilor europene. Din punctul de vedere istoric și politic, trebuie să recunoaștem că evenimentele pe care le comemorăm astăzi au constituit realizări și succese la care și-au adus contribuția și un aport substanțial diplomația română, statul român reprezentat prin instituțiile care au activat în acele vremi și nu în ultimul rând poporul român și armata română. În acest context, ziua de astăzi trebuie să însemne pentru noi, toți cei prezenți la acest ceremonial, un prilej de a ne arăta respectul și recunoștința față de toți cei care într-un fel sau altul și-au adus contribuția la mărețele realizări care au însemnat independența, victoria împotriva Germaniei în cel de-al doilea război mondial a Coaliției Națiunilor Unite, precum și crearea și evoluția Uniunii Europene ca o simfonie armonioasă a popoarelor de pe continentul european, simfonie în care România, statul și poporul român își fac din ce în ce mai evidentă prezența, rolul și vocea. Ziua de astăzi trebuie să constituie un prilej pentru fiecare dintre noi, copil, tânăr sau persoană matură, de a privi retrospectiv, de a face judecăți de valoare și în consecință să recunoaștem și să apreciem cum se cuvine evenimentele pe care le comemorăm astăzi. În același timp, privind în trecut, dar și cu speranță spre viitor, nu trebuie să-i uităm pe cei care și-au dat sângele și viața pentru realizarea acestor mărețe idealuri. Fără a diminua cu nimic importanța implicării și aportul altor instituții în realizarea acestor idealuri, doresc să afirm și să evidențiez faptul că armata, ostașii țării, au fost în primele rânduri, în anumite momente, chiar și constituind vârful de lance al națiunii române, a poporului român, în drumul acestora spre progres și civilizație. Mărturie stau cimitirele în care odihnesc eroii neamului, scrierile istorice care redau cu prisoțință vitejia ostașilor români, faptele lor de arme mărețe, spiritul de sacrificiu și nu în ultimul rând, deschiderea și disponibilitatea conștientă a acestora de a lupta și de a contribui la făurirea unei lumi mai drepte, înscriind pagini glorioase de eroism și pe teritoriul altor state, la eliberarea cărora armata română a avut o contribuție recunoscută și apreciată. Prin tot ceea ce facem astăzi, noi militari din garnizoana Șimleul Silvaniei dorim să ne situăm, cel puțin prin atitudine, prin valorile pe care încercăm să le promovăm și să le apărăm, la nivelul înaintașilor noștri, să purtăm cu respect și onoare tradițiile armei și armatei pe care le servim cu devotament, efort și chiar cu sacrificii. Distinse oficialități, înalte fețe bisericești, dragi copii și locuitori ai orașului Șimleu,
bravi militari. Este o zi frumoasă, neașteptat de frumoasă. Ea este frumoasă nu numai din punct de vedere meteorologic, așa cum constatăm, dar este frumoasă din punct de vedere sufletește, așa cum simțim. Ne-am adunat astăzi dintr-un imbold firesc, cel al dragostei față de tot ceea ce înseamnă valoare în trecutul României. Pentru că cele trei evenimente pe care astăzi le sărbătorim, la care vom face referire, sunt tot atâtea prilejuri de a ne aduce aminte de eroi, de cei mulți, de cei cu nume, de cei fără nume, care acum își află locul de veci, unii acolo unde i-au prins vântoarea războiului, alții, prin osemintele care au fost duse în cimitire de onoare, se găsesc fie în țară, fie pe teatrele de operații din alte localități ale Europei și ale lumii. Toate cele trei evenimente sunt la fel de importante, dar pentru întreaga Europa, ziua de 9 mai 1945 a însemnat ceva, ca de altfel și pentru toată lumea. Finalizarea, prin înfrângerea Germaniei naziste, a celui de-al doilea război mondial, o conflagrație cruntă, soldate cu milioane de vieți curmate prematur. Ziua Europei este foarte importantă pentru că astăzi și aici, și România, și noi, și Leo Silvanie, și Sălajul, putem și suntem mândri că facem parte din marea familie a celor 27 de țări membre ale Uniunii Europene. Dar pentru români mai înseamnă ceva 9 mai. Și n-ar trebui să uităm și totdeauna să ne aducem aminte că în 1877, când Mihail Cogălnicianu proclama independența de stat a României, domnitorul Carol, ulterior rege al României, prin încoronarea la 1881, cu coroana de oțel, făcută dintr-unul din tunurile capturate de pe câmpul de bătălie de la Rahova, Plevna sau Vidin, a dovedit lumii întregi că România nu a fost supusă Imperiului Otoman, ba dimpotrivă, prin regele Carol, România a devenit cunoscută în lume ca demnă și o țară plină de admirație pentru ceilalți. Așa îi se pronosticase marelui Carol că s-ar putea să nu izbândească în ceea ce și-a propus. Dar iată că acel rege, care a domnit 48 de ani, poate cea mai lungă perioadă de domnire a vreunui șef de stat român din existența noastră, a dovedit lumii întregi că românii știu să lupte și știu să-și apere ceea ce este a lor. Dar, stimată asistență, tot ceea ce s-a făurit nu se putea face fără eroi, fără aceia care au pus mai presus de toate interesul lor, interesul lor pentru țară. Toți suntem datori cu o moarte și toți suntem trecători pe acest pământ. Dar eroii au o moarte aparte. Ei nu și-au dorit-o și mai ales n-au anticipat-o. Pentru că în luptă nu se știa glonțul vrăjmașului pe cine alege, de la general la soldat. Toți erau egali în fața morții. De aceea, apropiindu-mă de partea finală a dialogului meu cu dumneavoastră, aș vrea să vă spun că fără a ne cunoaște și a ne prețui înaintașii, am fi nimic sau am fi orice în afară de bun român. Dacă noi nu-i vom prețui pe cei care ne-au premers în timp, atunci degeaba vom aștepta ca noi să primim onorurile cuvenite ulterior. Este și un principiu, înainte de a cere, oferă ceva. Și marele Nichita Stănescu, regretabilul nostru poet, care s-a stins destul de repede dintre noi la vârsta de numai 50 de ani, spunea într-o poezie care mi se pare că este edificatoare pentru ceea ce înseamnă cultul eroilor. Nu uitați pe cel căzut în război, lăsați-i din când în când un loc liber la masă, ca și cum ar fi viu între noi, ca și cum s-ar întors acasă. Nu uitați
pe cel căzut în război, strigață din când în când de-al său nume, ca și când s-a fi reîntors printre noi și atunci el va surâde în lume. Vă mulțumesc frumos! Onorate fețe bisericești, domnilor comandanți, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, sărbătorim azi și în fiecare an, în data de 9 mai, aici, această triplă sărbătoare. Și pentru aceasta, dați-mi voie să vă mulțumesc. Consider că această triplă sărbătoare a noastră, a românilor, respectiv Ziua Independenței, Ziua Victoriei și Ziua Europei, ar trebui marcată în fiecare localitate din România. Și cu mândrie, noi șimleoanii o marcăm an de an. Ne încearcă aici sentimente triple, sentimente de bucurie, sentimente de respect și sentimente de mândrie. Sentimente de bucurie pentru că reușim în fiecare an să ne amintim cu mult respect despre Ziua Independenței, despre Ziua Victoriei, despre Ziua Europei. Sentimente de recunoștință față de oameni precum domnul Balog, domnul Căluian, veterani de război, din păcate, din ce în ce mai puțin, datorită cărora a existat Ziua Independenței, datorită cărora, în speță cei pe care i-am numit, a existat Ziua Victoriei. Și cu siguranță milioane de români care s-au jertfit pentru această țară ne privesc de sus cu bucurie astăzi. Sentimente de mândrie pentru că, iată, deși clasele politice în România nu se duc întotdeauna pe aceleași drumuri, toate clasele politice care au condus această țară din 1989 până astăzi au făcut ca la 1 ianuarie 2007 România să fie țară membră a Uniunii Europene. Iată că avem aceleași drepturi și este o mare onoare pentru noi că suntem membri cu drepturi depline. Thank you.
Simeon Barnuțiu și colegiul tehnic Iuliu Maniu. Trecut prin nesfârșite purgatorii, aveam și pentru cei căzuți ceva de spus, când toată țara se mișca și vorbea. Eu vorbesc și pentru cei ce n-au mai venit, pentru cei ce-au vrut să vină și n-au mai venit, pentru cei rămași în iarbă, cu furnicile neștiutoare migălind în barbă. Vorbesc pentru tatăl neîntors la sapă, pentru însetatul ce nu va mai bea niciun strop de apă, pentru iubitul necununat, pentru toată amărăciunea de soldat, pentru a duce tuturor aminte că în piece fir de iarbă sunt zeci de morminte, pentru ca niciodată să nu mai fie vreo bucurie îndurerată. Vorbesc, mă întreb și îmi dau răspuns. A fost de ajuns, cu mult prea de ajuns. Thank you.
veteran, cei din Dacia străbună, fulgerul printre dușmani au aruncat, spintecând zarea încruntată, risipind pe acei păgâni, ce în ura lor turbată ne pândeau cu ochii aini și am frânat. Balcanul cu a lui fanfare, spăimântând s-a închinat, și ale noastre hotare cu spada le-au apărat. Cinste vouă, glorioși fii ai țării! Cinste vouă, fii ai neatârnării! Salut, infanteriști, cavaleriști, tunari moldoveni, salut, artileriști, cavaleriști, infanteriști, munteni-olteni! Pe dobrogeni se salutăm, pe marinari se onorăm! Salutați pe ardeleni, bănățeni, transilvaneni și pe toți frații bucovineni! Salutați oastea română, salutați pe veterani, cei din Dacia străbună, fulgerul printre dușmani au aruncat. Anului 1877, calcă române, plin de mândrie, ridică-ți fruntea sus, nesfiind, că sub picioare oarba trufiei a păgânii mei tu ai zdrobit. Fale să-ți străbună, iarăși învie, în fiecare piept de român, că-și dânsul suflet și-a scris să fie liber și în țară-i stăpân. Își lasă plugul, sapa și carul și în loc de coasă ia pușca în mâini, dă cu nădejde, nu vrea hotarul să îl mai calce pas de păgân. Țara e mică, însă e tare, căci are brațe și piept de fier. Suflet cu viață, inimă mare, credință în scut, nădejde în cer. Plândă. Dar zorii ne-au gemut la căpătâi și ne-am trezit în focul bătăliei și mă aflam acolo, linia întâi, eu, cel mai tânăr caporal al României. În ordin scurt, sfâgniră-mi la sari și frați ne-au fost și brați, dar și tufișul. Deasupra-mi ne fierbea văzduhul înalt, fierbea sub trăsne de ghiulele crișul. Pe coaste ne târam întregul rând și atunci voi ține viața întreagă minte. Eu nu știu în pieptul meu ori în pământ, simți bătând cu inima pierdută.
doamna viață și soldați pentru o patrie de frați. Doamne, ocrotește-i pe român. Am dat fapta, am dat zisa de la Nistru până la Tisa. Doamne, ocrotește-i pe pentru el. Jurăm că tot ce sclădim să apărăm și să iubim. Jurăm că nu-i nimic mai scump, mai drag decât al patriei meleag. Jurăm să fim fii credincioși acestui flai și să păzim al Mioriței cos de rai. Jurăm să fim apăsători acestui bun și brav popor. Jurăm. Jurăm pe strămoșescul lut din piepturi noi să facem scut. Jurăm. Jurăm pe al doinei cântec sfânt să înflorim acest pământ. Jurăm. Pe legământul de ostaș ne punem viața drept chezaș. Jurăm. Să fie ce-o să fie, eu așa.
ostașilor români. Juni ostași ai țării mele, însemnați cu stea în frunte, dragii mei vultani de câmpuri, dragii mei șoi mari de munte. Am cântat în tinerețe strămoșasca vitejie, vitejie fără seamăl pe acel timp de grea urgie, ce la vechiul nostru nume a adaos un renume, dus pe Dunăre în mare și din mare dus în lume. Vin acum la rândul vostru să vă aduc o închinare. Vin cu inima crescută și cu sufletul mai tare. Ca eroi de mari legende, vin să vă privesc în față. Voi, nepăsători de moarte, disprețuitori de viață, ce ați probat cu avântul vostru lumei pusă în mirare, că din vultul, vultur naște, din stejar, stejar răsare. Ați făcut ca să pricepem a trecutului mărire, măsurându-vă de-o seamă cu a strămoșilor înălțime. Și arătând, precum prin nori, mândru soare se arată, cine am fost odinioară, cine iar vom fi odată. Să trăiți, feciori de oaste, Domnul Sfânt să vă ajute, a străbate triumfalnic în cetăți și în redute, ca la Rahova cu tunul, ca la Grivița cu zborul, ca la Plevna unde astăzi cei din tâi ați pus piciorul, înfruntând pe Osman Gaziul și din fapt de bărbeție, ridicând o țară mică peste o mare împărăție. Dragii mei, din focul luptei oțeliți când veți întoarce la cămin unde românca așteptând suspină, toarce tot poporul, rudă, frate, soră, mamă și părinte, ca la domn, cu pâini și sare, vor ieși vouă înainte. Căci din voi fiecare poartă în frunte o cunună și de gloria de astăzi și de gloria străbună. Pas, dar, pas tot înainte, timpul vechi din nou zioiește, viitorul României data un mungur ce încolțește. O, copii, de voi sunt mândru, simt acea mândrie mare care crește cu mărirea unui neam în deșteptare. I-am văzut visul cu ochii, de acum pot să mor ferice. Astăzi lumea ne cunoaște, român zice, viteaz zice. Albu, nu în ultimul rând dumneavoastră, celor care v-ați rupt din timpul dumneavoastră și ați venit să trăiți aici alături cu noi
acest moment emoționant de aureolare a eroilor neamului, de nobilarea lor cu jertfa neuitării, cu nimbul neuitării pentru faptele lor mărețe. Vă mulțumim din suflet și în încheiere vă rugăm să luați parte la defilarea gărzii de onoare, care va avea loc pe strada 1 decembrie 1918. Thank you.